Pentru început aș vrea să cântăm, avem două cântări cunoscute în comun pe care sunt sigur că le cunoașteți dumneavoastră, dar înainte de acest lucru aș vrea să vă citesc doar Psalmul 145. Spune: Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. În fiecare zi Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea Lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările Tale și să vestească isprăvile Tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției Tale și voi cânta minunile Tale. Oamenii vor vorbi de puterea cea înfricoșată și eu voi povesti mărimea Ta. Amin. Dacă dorim ca oamenii să vorbească despre puterea lui Dumnezeu, trebuie arătată prin viața noastră, așa-i? Și prima cântare spune: Când Domnului că-și mi-a făcut bine. Câți dintre noi putem să ridicăm mâna în sus să spune: Dumnezeu mi-a făcut bine? Amin? Haideți să cântăm toată inima acest lucru: Când Domnului că mi-a făcut bine. Slavă în veșnicie. Și în această după masă aș vrea să vedem pe sufletul noastră că suntem bucuroși, că suntem aici. Avem mântuirea, avem viața în veșnică dacă l-am primit pe Domnul Iisus. Și pentru această cântare, haideți să ne ridicăm în picioare, ne zămurcim un pic, am stat jos. Cred că a dormit și foarte repede dacă stăm prea mult jos.
la acea mâncare foarte bună, mulțumim. Haideți să gătim această cântare plină de bucurie, azi când de bucurie. În această dimineață, în Efeseni, capitolul 3, și aici este scris, iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru, Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie, a Lui să fie slava în biserică, în Iisus Hristos, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Venim să cerem binecuvântarea Domnului pentru rugăciune peste această dupămasă și rog pe fratele Sandu Bris să ne conducă în rugăciune de invocare înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ne închinăm înaintea ta și mulțumim de acest privilegiu care avem de a sta înaintea ta și în dupămasa aceasta împreună în casa ta. Mulțumim pentru frații noștri de aici din biserica locală, harul din Hollywood. Te rog să-i binecuvântezi și să-i rămâi. Te rog, Doamne, să te slujească cu sfințenie, la fel ca și pe noi, Doamne. Te rog, Doamne, să binecuvântezi și dupămasa aceasta, dorim să înălțăm numele Tău, dorim să Te laudăm pe Tine pentru toată îndurarea și bunătatea pe care Tu arăți față de noi, dar mulțumim că mai mult de tot, de atât ne-ai mântuit prin Domnul Iisus, care s-a jertfit la Calvar pentru noi. Amin. Datorită acestui fapt suntem împreună și vrem să laudăm și să glorificăm numele Tău. Te rog să primești lauda buzelor noastre. Amin. Curățește inimile noastre de tot ce nu după voia Ta și vrem să-Ți aducem o închinare care să-ți aducă fie să-ți aducă plăcere. Amin. Îndură-te și de cei care trec prin diferite încercări. Amin. De boală, de suferințe, de Amin. Tot felul de încercări. Doamne, fii alături de ei. Amin. În altul și ei gândul împreună cu noi și vrem ca Tu să fii înălțat și în dupămasa aceasta și am vrea să auzim vocea Ta și prin rugul Tău, Doamne, să ne bucurești prin cuvântul Tău și tot ce facem să fie pentru lauda și onoarea numelui Tău. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Este o dupămasă
Și probabil că nu suntem chiar foarte ordiniți, nu știu cum vă simțiți dumneavoastră, după ce luați masa. Prima mea reacție este că mi-e somn. Zahărul crește la fiecare dintre noi, imediat după ce mănânci, și prima reacție în organismul meu este somnul. Dar nu vom dormi în această după masă, am venit să lăudăm pe Domnul. Am venit să-i dăm lui slavă. Este așa de frumos acest pasaj din Scriptură pe care fratele l-a luat să predice de dimineață și a predicat din el. Este vorba aici despre slava lui Dumnezeu. Așa începe pasajul: și roca a potrivit cu bogăția slavei sale. Și tot cu slava lui Dumnezeu se încheie. Ce frumoasă rugăciune are Apostolul Pavel pentru Biserica lui Hristos. Și cere lucruri importante, cere lucruri necesare pentru viața noastră. Este o după masă a închinării. Oare ce așteptăm noi să se întâmple în locul acesta? Aș vrea să vedem că Apostolul Pavel se roagă aici pentru un lucru foarte important. Versetul 16 spune așa: și roca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul din lăuntru. Un lucru foarte important. Puterea omului din lăuntru. Un om din lăuntru puternic. Noi știm ce înseamnă un om fizic puternic, probabil. Să fii puternic fizic, cum s-a văzut Caleb, s-a văzut în stare, s-a văzut în putere. Apostolul Pavel dorește pentru Biserica lui Hristos ca să fie fiecare credincios puternic în omul din lăuntru. Dorim ca și în această dupămasă, prin cuvântul predicat, prin cântare, prin ceea ce avem aici, prin părtășia care o avem în numele Domnului, să fim întăriți în omul dinăuntru. Puterea omului spiritual, dragii mei, din noi. Oameni duhovnicești, dar oameni duhovnicești puternici. Cât de puternici? Cum vine această putere? Cuvântul spune că vine doar într-un fel: prin Duhul. Fără Duhul Sfânt nu există om spiritual puternic, omul dinăuntru. El trebuie să fie prin Duhul întărit. Și există un nivel. Și spune Pavel, și aici este foarte interesant: în așa fel încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Acesta este nivelul. Duhul Sfânt deschide ușa pentru Hristos să intre în inimile oamenilor și să rămână acolo să domnească. Și mai există un țel al Apostolului Pavel, și anume spune el: în așa fel încât să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Acum, trebuie să-i dăm dreptate lui Petru că Pavel uneori spune lucruri grele de înțeles, dar adânci. Domnul să ne ajute să trăim această experiență. Nu putem pricepe, poate îndeplin cu mintea noastră, dar să trăim această experiență. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de oameni. Omul din lăuntru să fie puternic, să fie întărit și în această dupămasă. Domnul să fie binecuvântat. Ne vom închina în continuare prin cântări. Domnul să binecuvinteze pe cei ce au venit să slujească în această dupămasă. Și apoi, prin predicarea cuvântului, Domnul să fie binecuvântat. Amin.
Oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bășocoritori, ci își găsește plăcerea la legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă din zvor de apă, care stă rodul în vremea Lui și are cări în frunze nu se veștezesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca plava care spulbură vântul. Dar ceea ce e rău nu poți să țin capul sus în ziua judecății, nici te-i păcătoși în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pire. Amin. Este frumos să auzim și cum acest copii laudă pe Dumnezeu și cu toată inima lor. Este, la noi în biserică cel puțin este un fenomen foarte aparte. Când ne rugăm ca și biserică, când începe un copil, toți după un altul, sunt vreo 7-8 și nu vă poți să-i oprești. Și de multe ori ne dă o lecție nouă adulților despre dorința lor de a se ruga sincer înaintea lui Dumnezeu. Și cu grupul de tineri avem două cântări pe care vrem să le cântăm și prima este refrenul acestui cântec, se repetă de multe ori și spun același lucru, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu. Și ca să ne ajutăm un pic să înțelegem această imagine, aș vrea să vă citesc câteva versete din Apocalipsa 4. După aceste lucruri m-am uitat și iată că era o ușă deschisă în cer, glasul dintâi pe care auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis, suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere.
Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În fața scaunului de domnie este un fel de mare sticlă, asemenea cristalului. În mijlocul scaunului de domnie și în prejurul scaunului de domnie stau 4 făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi făptură vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca unui om și a patra seamănă cu un vultul care zboară. Fiecare dintre aceste făpturi vii avea câte 6 aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru și zi și noapte ziceau fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, cel Allputernic, care era, care este, care vine. Când aceste făpturi vii aduceau slava, cinste și mulțumiri celui ce se dea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cele 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Își aruncau cununii înaintea scaunului de domnie și ziceau: Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate aceste lucruri și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Amin. Sfânt, Sfânt este Dumnezeu. Păi mi-am zis această imagine în cerul în care oamenii aceștia, 24 de bătrâni, fiind în cer, nu pot să nu se închine înaintea lui Dumnezeu, să ascundă fața. Acest cântec încearcă să se prindă această imagine și dacă o știți, vă invităm să le cântați cu noi, cu toții să cântăm pe muntele cel sfânt.
Următoarea cântare care vrem să o cântăm spune cam așa, că mari lucrări cu acest oraș, mari minuni așteptăm de la tine. Dumnezeu are mari lucrări în plan cu viețile noastre și chiar cu viețile dumneavoastră în orașul acesta. Și cântarea de asemenea ne spune că peste întreaga cetate, peste întreaga națiune, peste întreaga omenire ești Domn. Cântarea ne spune că Dumnezeu este Domn peste cetate, peste națiune, peste omenire. Și întrebarea care trebuie să ne punem este ce înseamnă Dumnezeu pentru noi? Cântarea merge și mai spune, celor orbi este lumină, în necaz este speranță, în furtună este pace, celor slabi este putere, celor frânți este mângâiere și celor triști este bucurie. Dacă ne întrebăm ce este Dumnezeu pentru noi, ce înseamnă Dumnezeu în viețile noastre, atunci putem să îi dăm loc lui Dumnezeu să lucreze în viețile noastre, să facă mari isprăvi. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Ieremia, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Și cum s-a citit și azi dimineață în Efeseni, Dumnezeu ne spune, iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Când știm ce este Dumnezeu pentru noi, avem nădejdea că El va face mari sprăvi în viețile noastre și prin noi El poate schimba tot orașul. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cetate, peste întreaga națiune, peste întreaga omenire, ești Domn. Celor orbi ești lumină, în necaz ești speranță, în furtună ești pace, Tu ești nimeni nu.
Iisus ți-a dat al mântuirii mare har, de aceea vino și mulțumește-i. Prin mila lui tu ești acum pe veci iertat, prin sfântul sânge răscumpărat. În orice zi, în orice loc, în orice timp mereu, vino iar încrezător la Iisus. Adu-i ca jertfă neîncetat al inimii prinos, mulțumindu-i pentru tot ce El ți-a dat. În orice zi, în orice loc, în orice timp mereu, vino iar încrezător la Iisus. Adu-i ca jertfă neîncetat al inimii prinos, mulțumindu-i pentru tot ce El ți-a dat. Iisus ți-a dat viață din viața sa, de aceea vino și mulțumește-i. Ți-a dat lumină, pacea și iubirea sa, El toată grija ți-o va purta. În orice zi, în orice loc, în orice timp mereu, vino iar încrezător la Iisus. Adu-i ca jertfă neîncetat al inimii prinos, mulțumindu-i pentru tot ce El ți-a dat. În orice zi, în orice loc, în orice timp mereu, vino iar încrezător la Iisus. Adu-i ca jertfă neîncetat al inimii prinos, mulțumindu-i pentru tot ce El ți-a dat. Iisus ți-a spus că te va duce în țara sa, de aceea vino și mulțumește-i, cu sfinții slavă veșnic te vei bucura, când El la sine te va chema. În orice zi, în orice loc, în orice timp mereu, vino iar încrezător la Iisus. Adu-i ca jertfă neîncetat al inimii prinos, mulțumindu-i pentru tot ce El ți-a dat. În orice zi, în orice loc, în orice timp mereu, vino iar încrezător la Iisus. Adu-i ca jertfă neîncetat al inimii prinos, mulțumindu-i pentru tot ce El ți-a dat. Amin.
potro s-o apuci. Adu-ți aminte ce mare e cel ce din lut te-a făcut. Nu e încercare prea mare, nu este nimic prea greu. Care prea mare, nu este nimic prea greu. Vino, vino, vino acum la rugăciune aleargă lui Dumnezeu să îi spui. Tot ce în suflet apasă, El e salvarea oricui. Nu e încercare prea mare, nu este nimic prea greu. Vino, vino, vino acum la El. Nu e încercare prea mare, nu este nimic prea greu. Vino, vino, vino acum la El. Toată povara la crucea Lui să o pui. El ia păcatul tău mare și vindecă rana oricui. Nu e încercare prea mare, nu este nimic prea greu. Vino, vino, vino acum la El. Nu e încercare prea mare, nu este nimic prea greu. Vino, vino, vino acum la El. Vino, vino, vino acum la Psalmul 34 spune: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme și lauda Lui va fi totdeauna pe gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Și îndemnul psalmistului este: înălțați pe Domnul împreună cu mine. Haide să înălțăm cu toții numele Lui cel Sfânt. Și cântarea care vom cânta prima spune: fii binecuvântat,
și mulțumim Domnului și dumneavoastră de găzduirea pe care ne-ați făcut-o și suntem sătui și binecuvântați. Dar și când suntem flămânzi, haideți să-i dăm laudă Domnului, pentru că merită. Amin. Haideți să cântăm împreună această cântare. Binecuvântat fie El, binecuvântat.
dacă sângele taurilor sau țagilor și cenușa unui vaci scopită peste cei înfinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă de ispășire pentru noi, căci Dumnezeu, căci prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Următoarea cântare pe care o să cântăm vorbește despre acest mesaj. În sângele lui Iisus există iertare, prin jertfa lui răscumpărare. Sângele Iisus ne spală și astăzi. Amin. Prin jertfa ta, eliberare, suntem păziți.
Oh,
știu că te-a durut iubirea-ți caldă, să nu pot să-mi-o aduci, ești plin de milă și nu te lași înfrânt de-a mea împietrire. Ce m-a cuprins pe neștiut, tu ochii mi ridici, rușinea mea o uit, Hristos ce-și asta. În continuare, avem două cântări care aș vrea să le cântăm ca și biserică. Și sunt cântări care sunt cunoscute, cred că de toți de aici. Și aș vrea ca să vă provoc în aceste două cântări să ne deconectăm de problemele care ne așteaptă în săptămâna următoare, să ne deconectăm de lucrurile care ne dețin, ne distrag atenția de a ne închina înaintea lui Dumnezeu. Și noi seara, în programul de seară la biserică, avem obiceiul ca după această cântare să avem momente de rugăciune, în care să venim prin rugăciuni destul de scurte înaintea lui Dumnezeu, și aș dori să facem acest lucru și această seară. Haideți să ne dedicăm în picioare și prin cântare, astăzi vin la tine, Domnul meu, sufletul mi-e plin de bucurie. Și în această seară, fie ca sufletul nostru să fie plin de bucuria mântuirii. Sufletul mi-e plin de bucurie.
făcut copilul tău, ca să pot trăi o veșnicie. Sunt atât de fericit, Domnul meu iubit, de minunea ce-ai făcut în viața mea. Vreau să-ți cânt, vreau să te laud, să-ți mulțumesc că ești în viața mea. Să vii înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumești pentru că ți-a dat viața veșnică în dar și te iubește. Mulțumim pentru jertfa prin care ai spălat inimile noastre de fără de legile în care ne-am aflat. Mulțumim, Doamne, că suntem fii și fiice în împărăția Ta, în familia Ta. Mulțumim pentru părtășia de care ne faci parte în seara aceasta. Vino, te rugăm, și petreci cu noi, nu numai astăzi, nu numai aici, ci în tot restul zilelor noastre, că-și depindem de Tine. Amin. Tatăl nostru, te binecuvântăm și lăudăm numele Tău ce se face. Amin. Tu ești Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Nimeni nu este ca Tine. Doamne, îți mulțumim pentru că dragostea Ta ne strânge, Doamne. Și îți mulțumim de iubirea fratelor de aici, Doamne, și îți mulțumim pentru că credința în Tine ne face frați. Amin.
Îți mulțumim pentru dragostea turnată din inimile noastre, prin Duhul Tău ce să fie. Doamne, fii cu noi. Ajută-ne să fim și noi cu Tine și în toate lucrurile, Doamne, să-ți dăm Ție slava, cinstia, lauda și onoarea pe care Tu singur o meriți. Amin. Amin. Doamne, Tu ai promis că vei fi cu noi în fiecare zi. Te slăbim pentru lucrul acesta, dar l-am citit prin Duhul Tău ce Sfânt, că ești cu noi. Doamne, tot ce am vrut să aducem în această zi în fața Ta, Doamne, este pentru slava Ta și Amin. Suntem privilegiați să putem să-ți dăm slavă, Doamne. Suntem așa de bucuroși în fața Ta, Doamne. Te rog să ne primești. Amin. Te rog să ne schimbi inimile, să ne ajut, Doamne, să umblăm cu Tine. În fiecare lucru. Lăudați să fie, Amin. Amin. Mulțumim, Doamne, că suntem copiii Tăi și Tu ești Tatăl nostru. Amin. Și îți mulțumim că prin jertfa Domnului Iisus Hristos ne-ai împărțit și suntem frați și surori în Tine, Doamne, și ne bucurăm astăzi în locul acesta, Doamne, ne-ai dat bucurii nespuse. Te binecuvântăm pentru că ești așa de bun cu noi și în durerile Tale n-au ajuns la capăt, Doamne, și încă de aici, de pe pământ, ne faci parte de așa momente, de așa bucurii. Doamne, ne rugăm să binecuvântezi biserica locală, biserica Darul, cu lucrarea pe care o fac aici, Doamne, și ne rugăm să binecuvântezi și lucrarea de la Naples, Doamne, să ne întărești, să ne păzești în continuare, Doamne, și să ne ajut ca să păstrăm aceste relații binecuvântate între bisericile noastre, Doamne, și să-ți mulțumim că ești cu noi și vei fi cu noi în veci. Amin. Amin. Și haideți, mai avem un cântec înainte de mesajul fratelui Titus. Binecuvintează suflete pe Domnul tău. Nu uita niciuna din binefacerile Lui. Fratele Titus în această seară va avea un mesaj despre promisiunea Lui Dumnezeu pentru viața noastră. Și atât de mult le-a promis că rămână cu noi, să fie cu noi prin lucruri, prin probleme. Nu ne-a lăsat niciodată. De aceea și noi putem să binecuvintează suflete pe Domnul. Binecuvintează suflete pe Domnul tău, nu-i
una în binefacerile Lui. Că cer îți iartă fără de legea ta, îndurare-mi dar stă și veci mântuirea. Binecuvintează suflete pe Domnul tău, nu uita niciuna din binefacerile Lui. Că cer îți iartă fără de legea ta, îndurare-mi dar stă și veci mântuirea. Binecuvintează suflete pe Domnul tău. Din cartea 2 Cronici, capitolul 15, de la versetul 1 la versetul 7, pagina 463 în Sfânta Scriptură. 2 Cronici, capitolul 15, de la versetul 1 la versetul 7. Rog apoi pe fratele păstor Iliuță Cimpoca din România. Îl salutăm în mijlocul nostru în această zi. A fost și vineri cu noi și a predicat cuvântul și va mai rămâne pentru o vreme. Rog pe fratele să ne conducă în rugăciune și să ceară după citirea cuvântului binecuvântarea peste predicarea din această dupămasă. Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded, și Azaria s-a dus înaintea lui Asa și i-a zis: ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin, Domnul este cu voi când sunteți cu el, dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți, și el vă va părăsi. Multă vreme Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără preot care să învețe pe oameni și fără lege. Dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors la Domnul Dumnezeului Israel, l-au căutat și l-au găsit. În vremile acelea nu era liniște pentru cei ce se duceau și veneau, căci erau mari tulburări printre toți locuitorii țării. Un popor se bătea împotriva altui popor, o cetate împotriva altei cetăți, pentru că Dumnezeu le turbura cu tot felul de strâmtorări. Voi dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru Duhul tău cel Sfânt care a fost revărsat peste noi. Amin. Îți mulțumim pentru lauda și închinarea care ți-am adus, o meriți toate lucrurile acestea. Amin. Dorim ca în continuare Duhul tău cel Sfânt să fie revărsat peste robul tău. Amin. Deschide-ne inimile noastre și fă să fim receptivi la cuvântul tău. Amin. Și toate acolo unde ne îngăduie și cu darurile care le-ai dat, să putem fi la dispoziția ta și să binecuvântăm numele tău cel Sfânt. Amin. Amin. Vreau să ocupați locurile, ne vom închina Domnului cu darurile de bunăvoie și apoi fratele va predica cuvântul Domnului. Haideți să cântăm toți împreună cântarea 249. 249. O ce simțire l-am pe Iisus, asta mă face așa voios, că sunt moștean al cerului înalt și mântuire că am aflat. L-am pe Iisus, asta mă face așa voios, că sunt moștean al cerului înalt și mântuire că am aflat. În veci cânta voi că-s fericit, acum prin Iisus un mântuit. În vecea casă voi cânta eu,
cred că nu există cuvinte mai înălțătoare, cu încărcătură spirituală mai puternică decât afirmația aceasta. Laud pe Iisus că este al meu. Este extraordinar să știi că biserica îl are pe Iisus. Este extraordinar să știi că mama și tata îl au pe Iisus. Dar, Doamne, binecuvântată a fost ziua aceea pentru mine, când Iisus, al mamei și tatălui meu, a devenit al meu. Domnul este păstorul meu. Atunci și numai atunci nu voi duce lipsă de nimic. Petrecem după amiaza aceasta în continuare împreună cu aceeași dorință să ne apropiem de El, Cel care ne poate ferici și îndestula din toate punctele de vedere. Lui să-i fie adusă cinstire și laudă. Mă bucur și eu să-l văd pe fratele Ilie aici, Domnul să îl binecuvinteze și lucrarea pe care o face acolo în plisura Dunării. Am amintit de dimineață despre mulțumirea cu care stăm înaintea voastră din pricina dragostei pe care în mod constant am simțit-o că vine de la voi către noi, de la harul mai mare către harul și mai mare, de pe partea cealaltă. Glorie Domnului Iisus! Mărturisim și nu de puține ori în întâlnirile noastre am apreciat dragostea voastră arătată în multe feluri și faptul că suntem astăzi aici cu întreaga biserică. Ridicați mâinile, câți ați mai rămas din Naples? Ăștia de aici sunt toți din Naples, oricum. În biserică mai sunt câțiva? Sigur că da. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Au rămas acasă câțiva, că așa-i rânduiala, dar ne simțim binecuvântați de Domnul să fim împreună cu voi. Și acum vă rog pe toți cei din Naples să ridicați mâna sus, pentru că urmează să spun ceva. Sigur că da, ridicați mâna sus. Mâinile astea ridicate sus constituie invitația pe care frate Marian o facem acum bisericii harul să vină la noi. Nu știu ce o să facem cu voi, că nu avem deocamdată unde să vă punem, unde să vă includem, dar veniți la noi, că ne descurcăm. Nici flămânzi, nici sub dogoarea soarelui nu vom sta. Așa cum se ruga unul dintre frații noștri, ne rugăm Domnului să păstreze aceste legături frățești. Distanțele astea, vremurile în care trăim, ne presează, ne stresează și parcă n-avem timp de odihnă, de repaus spiritual în care să ne adunăm, în care m-am uitat la masă, nici nu știi care-i părtășia mai dulce, asta de aici sau aia de acolo. Pentru că în mod real sunt atâtea amintiri care se deapănă, sunt atâtea, relații care se întăresc, sunt atâtea lucruri care se rezolvă în asemenea clipe de părtășie. Și îl slăvim pe Dumnezeu căruia îi datorăm această stare de har în care ne aflăm. So, ca unii care vă pasă de noi, lăsați-mă să vă update-ui, să vă aduc la cunoștință câteva din problemele în care vă chemăm să fiți parteneri cu noi, în care vă chemăm să fiți împreună cu noi, așa cum întotdeauna ați fost alături de noi. În primul rând, noi ne rugăm pentru un om al lui Dumnezeu, care să vină și să ducă lucrarea mai departe în Naples. Rugați-vă împreună cu noi. Căutăm voia lui Dumnezeu și înțelegem că atunci când Dumnezeu ne-l trimite pe cel pe care l-a pus deoparte pentru noi,
totul va fi superb, totul va fi extraordinar. Rugați-vă Domnului împreună cu noi să îl găsească și să-l aducă. Suntem uimiți de felul în care în ultima vreme Dumnezeu lucrează printre noi și felul în care îndreaptă privirile noastre în mod neașteptat. Mai mult în interior, ne-am uitat în România, ne-am uitat în America, dar se pare că Dumnezeu are ceva între noi acolo și ne rugăm Domnului, căutăm voia Lui, rugați-vă împreună cu noi și apreciem rugăciunile voastre în modul cel mai sincer. Și celălalt proiect față de care suntem doar, cred, la zile de părtare, doar la zile de părtare, pentru că avem toate aprobările necesare la îndemână și suntem gata să pornim lucrarea de construcție, care va începe, desigur, cu defrișarea terenului pe care construcția urmează să fie plasată. Dar este un challenge, este o provocare pentru grupul de frați, pentru Biserica Domnului din Naples. Și fraților, dacă v-ați arătat vreodată dragostea față de noi, mai arătați-o în continuare. Rugați-vă împreună cu noi și lângă rugăciunea voastră mai adăugați și inima voastră și adăugați și celelalte necesare, că povara va fi destul de mare și apreciem și așteptăm telefonul în care fratele Marian să spună: ne-am decis, gata, venim, atunci suntem împreună cu voi și Domnul să vă binecuvinteze. Am auzit că Domnul a inspirat pe unul dintre frații noștri cu o viziune sau cu înștiințare, că predica din după amiaza asta va fi scurtă. Nu știu cum se întâmplă, că atunci când Domnul trimite înștiințări de astea, le trimite la toate nivelurile, pe toți, îi vizează pe toți cei implicați. Eu n-am primit niciuna din înștiințările astea, așa că urmează să vedem ce se întâmplă. Oricum, fratele Marian spunea, e deja 4, am început la 2:30. Vi s-a părut lung timpul ăsta? Nu, absolut deloc nu. Glorie Domnului! Aș vrea în după amiaza aceasta să vă vorbesc despre promisiunea lui Dumnezeu și responsabilitatea noastră. Capitolul 14 din 2 Cronici, nu știu când a fost ultima dată când ați deschis Scriptura la 2 Cronici. Capitolul 14 din 2 Cronici îl prezintă pe Asa ca unul care, versetul 2, ca unul care a făcut ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său. Afirmația aceasta este extraordinară în ea însăși, pentru că în ce mă privește pe mine, în ce vă privește pe voi, tineri și mai puțin tineri, în ce vă privește pe voi, frați și surori, în cele din urmă se va spune despre fiecare din noi. Lucrarea noastră, experiența noastră de pe pământ va fi sumarizată în cele din urmă, într-una din aceste propoziții sau fraze. A făcut ce este bine înaintea Domnului și mă rog Domnului ca asta să fie o realitate despre fiecare din noi, mai ales după momentul convertirii noastre, după momentul întoarcerii noastre la Dumnezeu, pentru că există și partea cealaltă. A făcut rău înaintea Domnului. Și știți în ce constă importanța acestor evaluări? E bine, importanța acestor evaluări stă în aceea că ceea ce urmează după aceste evaluări este pentru toată eternitatea. Ai făcut bine în termenii lui Dumnezeu? Vei petrece eternitatea, voi petrece eternitatea împreună cu El. Am făcut rău din punctul lui Dumnezeu de vedere, voi petrece eternitatea ca atare, departe de El. În tot capitolul acesta, expresia, capitolul 14 din 2 Cronici, expresia "au căutat pe Domnul" se repetă de mai multe ori. În versetul 4 ni se spune că
Asa a poruncit lui Iuda să caute pe Domnul Dumnezeul părinților săi și să împlinească legea și poruncile. Nu, acum este de datoria fiecărei generații să-L caute pe Domnul și să nu se bazeze pe cuceririle sau pe experiența generației ori a generațiilor de dinainte. Problema este că starea generală în care generația noastră se află din punct de vedere spiritual este îngrijorătoare. Mai trebuie să vă spun eu asta? Uitați-vă la știrile de seară, citiți eu știu, news-ul din fiecare zi, uitați-vă la ce se întâmplă în jurul nostru, în fiecare clipă, în fiecare moment. Și veți găsi ca adevărată această afirmație. Din punct de vedere spiritual, starea generației noastre este îngrijorătoare și dacă Dumnezeu nu trimite o trezire spirituală peste noi, numai El știe ce catastrofă și ce judecată ne așteaptă. Lucrurile sunt pe muchie de cuțit și bine ar fi dacă am deschide ochii, bine ar fi dacă ne-am trezi din starea aceasta de apatie, din letargia în care adesea ne complacem și să vedem cât de complexă este situația în care ne aflăm. Versetul 7 spune, țara este încă noastră pentru că am căutat pe Domnul Dumnezeul nostru și El ne-a dat odihnă. Vedeți? Aici e frumusețea, când poporul lui îl caută pe Dumnezeu din toată inima, cu toată sinceritatea, cu toată puterea sa, Dumnezeu nu numai că se lasă găsit, ci face cu mult mai mult decât atât. Lucrează în favoarea poporului care îl caută și binecuvântă și pe cei din jurul lor, din pricina acestui fapt. Iată de ce doresc să vorbesc în seara aceasta, așa cum am spus, ori în după amiaza aceasta, așa cum am spus, despre promisiunea lui Dumnezeu și responsabilitatea noastră. Și încă o singură precizare din capitolul 14, pentru că apoi să trec la capitolul 15. Pentru că Asa se duce înaintea lui Dumnezeu și îl caută pe Dumnezeu cu disperare. Spune psalmistul David în psalmul 42, precum caută, ori dorește cerbul izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Tânjesc după tine, Doamne. No, asta exprimă o dorință fierbinte, o dorință înfocată sau, dacă vreți, disperată după Dumnezeu, pentru că El se duce înaintea lui Dumnezeu în acest fel, când Dumnezeu este singura lui alternativă, când Dumnezeu este singura lui șansă. Deși se afla în război cu etiopienii, care erau și mai mulți la număr și mai puternici decât ei, Dumnezeu le dă o biruință răsunătoare, Dumnezeu le face parte de o biruință fără echivoc, din pricina faptului că L-au căutat pe El cu toată inima lor. Priviți la cuvintele rugăciunii lui Asa dinaintea luptei, așa cum sunt ele scrise, ori descrise în versetul 11. Asa a chemat, versetul 11 din capitolul 14. Asa a chemat pe Domnul Dumnezeul lui și i-a zis, Doamne, numai Tu poți veni în ajutorul celui slab ca și a celui tare. Vino în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeul nostru, căci pe Tine ne sprijinim și în numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru, să nu iasă biruitor omul împotriva Ta. Cu alte cuvinte, Asa a înțeles atunci ceea ce eu mă rog să înțelegem în după-amiaza aceasta fiecare dintre noi, că dacă va fi o nădejde pentru viitor, va fi numai în măsura în care Dumnezeu va interveni și se va îndura de poporul său. La întoarcerea sa la Ierusalim, de la această luptă, în capitolul 15,
Azaria, omului Dumnezeu, îl întâlnește pe Asa și îi spune în versetul 2. V-aș ruga, dacă e posibil, să puneți pe screen versetul 2 și din partea a doua a versetului să o citiți împreună cu mine, pentru că are de-a face în mod particular cu fiecare din noi. Am să citesc prima parte a versetului 2 din capitolul 15, urmând ca partea a doua să o citim împreună cu toți. Și Azaria s-a dus înaintea lui Asa și a zis: ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin. Și acum vă rog frumos să citiți împreună cu mine: Domnul este cu voi când sunteți cu El. Dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți, și El vă va părăsi. Avem aici, din partea lui Dumnezeu, o promisiune condiționată. Cu alte cuvinte, dacă poporul va face ceva, Dumnezeu de partea lui va face ceva. Dacă poporul își va arăta interesul pentru Dumnezeu, Dumnezeu își va arăta interesul pentru poporul respectiv. Îmi pare rău să o spun, dar ne-am obișnuit atât de mult cu promisiunile lui Dumnezeu încât le socotim obligatorii. Credem că Dumnezeu ne datorează favoarea pe care o avem în fiecare zi. Credem că Dumnezeu ne datorează aerul pe care respirăm în plămâni. Credem că Dumnezeu ne datorează pâinea cea de toate zilele. Credem că Dumnezeu ne datorează binecuvântarea în familie. Credem că Dumnezeu ne datorează toate celelalte binecuvântări, de care și fără de care viața noastră ar fi imposibilă, absolut imposibilă. Ne-am obișnuit atât de mult cu promisiunile Lui, încât îl socotim pe Dumnezeu obligat să ne îndestuleze, indiferent care este atitudinea noastră. Numai ați auzit și voi, cum am auzit și eu: dacă Dumnezeu este bun, de ce a existat un 9-11? Dacă Dumnezeu e bun și plin de milă, de ce se pușcă în copiii în școli? Dacă Dumnezeu este așa cum Scriptura îl prezintă, de ce au loc atâtea atrocități pe străzile Parisului sau eu mai știu unde în lume? Vedeți, nu se pune întrebarea ce facem noi, care e atitudinea noastră. Nimeni nu se gândește la faptul că noi am întors spatele lui Dumnezeu, dar îl socotim pe Dumnezeu obligat să se îndure de noi, să ne protejeze, să ne apere de calamități și de necazurile care se abat de atâtea ori asupra noastră. Ca rezultat al acestei, când vine vorba de pedeapsa lui Dumnezeu, ne simțim atât de inconfortabil și ne gândim: ce are predicatorul cu mine? Ori ce are predicatorul cu noi? De așa supărat pe biserică, de începe să vorbească despre pedeapsa lui Dumnezeu. Suntem inconfortabili, nu ne place să auzim de faptul că Dumnezeul dragostei despre care vorbește Scriptura este și focul mistuitor care va mistui, care va arde, care va pedepsi, care nu se va lăsa să fie batjocorit și care nu își împarte slava cu nimeni. Nu ne plac asemenea, nici mie nu-mi plac, pentru că ne-am prea obișnuit cu partea cealaltă a lucrurilor. Ca rezultat al acestui fapt avem biserici care se golesc, se rup, credincioși anemici, care nu-L mai caută pe Dumnezeu din toată inima lor, ca și cum s-ar putea descurca de ei înșiși. Ne-am obișnuit atât de mult cu focul nostru de artificii, încât focul de la Rusali nu ne mai lipsește. Scriptura vorbește despre o tragedie care a avut loc în viața lui Samson după căsătoria sa cu Dalila. În Judecător 16:20 se spune tragica constatare că Domnul se depărtase de Samson. Și știți în ce a constat tragicul? El nici nu știa, nici nu băgase de seamă. Reprezintă cumva asta
și starea în care tu te afli. A venit din nou filistenii și Samson a spus, Samson, voi face ca și în celelalte dăți. Mă voi năpusti asupra lor și voi distruge. Dar nu știa, nu știa că Domnul îl părăsise. Ce tragedie, ce tragedie deosebită. Vă aduceți aminte de versetul 2, care spune că Domnul este cu voi când și voi sunteți cu El. Dar, frații mei și surori, aș vrea să vă uitați cu seriozitate la ceea ce urmează, cu seriozitate și cu maturitate spirituală, pentru că știți ce spune versetul 2 în continuare? Dacă îl părăsiți, e cuvântul lui Dumnezeu, e cuvântul lui Dumnezeu, nu-s fabulații. Domnul este cu voi când și voi sunteți cu El, dar dacă îl veți părăsi, și El vă va părăsi. Domnul Iisus coboară cu cei trei de pe muntele Schimbării la față și în vale îi întâmpină ceilalți ucenici, mirați și contrariați. Noi de ce n-am putut scoate duhul necurat din cel posedat? Răspunsul este că în lucrarea aceea, ca și în oricare altă lucrare, nu noi suntem cei care fac lucrurile să se întâmple. În cel mai bun caz, noi suntem vase goale pe care dacă El le umple, pe care dacă El le binecuvântă, pot fi folosite, dar dacă nu, suntem goi și seci, pentru că despărțiți de El, nu putem face niciodată și nicio împrejurare, nimic. Dacă îl scoatem pe... Mi-e frică să rosez vorbele astea, dar mă văd obligat să o fac. Dacă îl scoatem pe Dumnezeu din calcul, foarte ușor binecuvântările date de El se pot întoarce în blestem împotriva noastră. De aceea să nu uităm niciodată că prima noastră nevoie este Dumnezeul binecuvântărilor, nu binecuvântările lui Dumnezeu. Prima noastră nevoie este Dumnezeul binecuvântărilor, nu binecuvântările lui Dumnezeu. Să subliniem mai întâi, foarte pe scurt, asigurarea prezenței lui Dumnezeu. Versetul 2 începe, partea a doua a versetului 2, de care ne ocupăm, începe cu o veste bună. Știți care e vestea bună? Vestea bună stă în faptul că Dumnezeu este cu voi. Asta e marea veste bună a întregii Scripturi. Domnul este cu noi, este în noi, veghează asupra noastră. El spune, apropiați-vă de El și El se va apropia de voi. Căutați pe Domnul câtă vreme poate fi găsit și El se va lăsa găsit de cei ce-L caută. Feriți-vă de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Numai când vom înțelege că Domnul Iisus Hristos este singura noastră nădejde și singurul nostru ajutor, numai când vom depinde de El în întregime, atunci și numai atunci prezența Lui ne va fi oferită în mod binecuvântat. Să nu uităm că scopul lui Dumnezeu în creație a fost să ne aibă cu Sine. De aceea ne-a creat. Astfel se face că în Geneza 21 cu 22, Abimelec îl observă pe Avram și constată, spunându-i acestuia, Dumnezeu este cu tine în tot ce faci. În Geneza 21-28, Dumnezeu este cu Iacob. În Geneza 39, Dumnezeu este cu Iosif. În Exodul 3, Dumnezeu îi promite lui Moise, du-te și eu voi fi cu tine. În Iosua 1, Dumnezeu este cu Iosua. În 1 Samuel 3, Dumnezeu este cu Samuel. În 1 Samuel 16, Dumnezeu este cu David. Iar înainte de înălțarea sa la ceruri, Domnul Iisus Hristos a făcut extraordinara
făgăduință. Și iată că eu sunt cu voi când? Doar când sunteți în strâmtorare, doar când sunteți în necaz, doar așa cum unii dintre voi consideră ca a cincea roată de rezervă la mașină, doar când e nevoie, când trebuie sunat 911. Nu, iată, eu sunt cu voi în toate zilele și până la sfârșitul veacurilor. În tot ce se întâmplă în viața ta, poți observa fără echivoc, fără greutate, prezența lui Dumnezeu în viața ta, prezența Domnului în viața ta, care modelează caracterul tău, care veghează asupra vocabularului tău, asupra relațiilor pe care le ai, prezența lui Dumnezeu care se ocupă de tine și te pregătește pentru viața ce va să vie. Se observă asta în mod constant. Este ușor pentru tine să observi asta și este ușor sau dificil pentru alții să observe asta în ce te privește. Să nu încercăm niciodată să-i duplicăm prezența cu orice altceva, el sau nimic altceva, pentru că nimic altceva nu-l poate înlocui. În continuare, versetul 2 continuă și spune, ori vorbește despre o condiție care însoțește făgăduința. Domnul este cu voi. Cu ce condiție? Când și voi sunteți cu El. Domnul este cu voi. Îi place, face scop din asta, vrea, dorește cu tot din adinsul să fie alături de tine, să te însoțească, să te sprijinească, să te binecuvânteze, să te mântuiască. Cu o condiție. Dacă și tu vrei asta. M-am întrebat de atâtea ori, ce sens a avut întrebarea de la scăldătoare? Vrei să te faci sănătos? Doamne, tot de aia sunt aici. Nu. Vrei să te faci sănătos? Dacă vrei, atunci și Dumnezeu vrea. Sau felul în care este promisă aici atât de necesară prezența lui Dumnezeu ar trebui să ne dea de gândit fiecăruia dintre noi. Dumnezeu este cu tine sau este cu mine atunci când și noi suntem cu El. Să nu lăsăm pe diavolul să ne împăcălească atunci când îi facem jocul și ascultăm instrucțiunile, să credem că Dumnezeu oricum s-a obligat să fie alături de noi, să ne binecuvânte, să ne izbăvească. Să nu lăsăm, pentru că Dumnezeu este clar aici și vorbește despre condiția aceea. Să vă aduceți aminte de dialogul acela fascinant al Domnului Iisus Hristos cu femeia cananeancă? Era o paria, era una care n-avea drepturi, care n-avea ce căuta în dialogul acela, dar femeia aceea a înțeles că Domnul Iisus Hristos este singura și ultima ei nădejde. Și cu această credință s-a dus acolo și a înfruntat toate afronturile posibile și imposibile. Și știți care a fost rezultatul? Rugăciunea i-a fost ascultată, pentru că l-a căutat pe Domnul nu numai cu credință, dar și cu disperarea aceea, ca și cum, când vorbesc de disperare, mă gândesc la ăla care e pus sub apă și ținut acolo un pic sub apă, și dacă continui să-l ții acolo, totul se sfârșește. Numai când ca și înnecatul ăla, care dorește după aerul, care poate readuce echilibru în organism, numai când ca și el dorim după Dumnezeu, numai atunci Dumnezeu ne spune în contextul Scripturii din seara aceasta. Asta înțeleg eu prin disperare, ar căuta în mod disperat.
Nu, Doamne, Doamne, am o problemă acum. Doamne, vino și ajută-mă, vin, intervin, vin, am nevoie de tine. Și în 30 de secunde am rezolvat problema și ne mirăm că nimic nu se întâmplă. Cu siguranță Dumnezeu este gata să-i binecuvinteze pe aceea a căror inimă este în totul a Lui, cât despre cei care îi întorc spatele. Cuvântul lui Dumnezeu continuă și spune, dacă îl părăsiți, fair, fair, nu? Dacă îl părăsiți și El vă va părăsi pe voi. Eu cred ceva mai mult și anume că apatia și indiferența noastră față de lucrurile sfinte vorbește de atâtea ori, ori dacă vreți fără cuvinte, că ne putem descurca singuri și fără Dumnezeu. Dar Domnul Iisus Hristos a spus limpede și clar, categoric așa încât să o audă și să o înțeleagă toți din toate generațiile și veacurile, despărțiți de mine nu puteți face nimic. Acesta este motivul pentru care ar trebui să încetăm să ne mai comparăm unii cu alții. Și a crede în sinea noastră că nu mai avem motive pentru care să ne pocăim. Și în fiecare moment să spunem, Doamne, ai milă, în sinceritate, ai milă de mine, păcătosul. În capitolul 14 cu 11, Asa se roagă, Doamne, numai Tu poți veni în ajutorul celui slab. Și Dumnezeu a ascultat și a răspuns unei asemenea rugăciuni sincere și o va face și în cazul tău, când ca Asa te vei duce înaintea Lui. Cu siguranță, pentru că El este da și amin. Ești unul din aceia care vă spune, Doamne, what's enough is enough. M-am săturat de serbeziciunea unei vieți sterile și seci. Vreau, Doamne, să arăți lumii ce poți să faci cu un suflet care se pune în mâna Ta cu tot din adinsul. Așa a spus Moody, prin harul lui Dumnezeu, vreau să fiu eu acel suflet. O spui și tu în seara aceasta, în după amiaza aceasta? Este asta și dorința inimii tale? Este dorința voastră? Domnul vrea ca să binecuvinteze pe toți oamenii să-i lumineze. Ai tu ușa inimii și ferestrele deschise către El în mod sincer și continuu? Și, în sfârșit, doresc să închei vorbindu-vă despre atenționarea severă, care ar trebui să ne dea mult de gândit fiecăruia dintre noi. Dacă îl părăsiți, și El vă va părăsi. Din nefericire, sunt atâția care vorbesc despre experiențe cu Dumnezeu doar la trecut. Nu mai au nimic în prezent. Da, au avut o zi în care s-au întors la Domnul. Da, au avut o zi în care Domnul a fost evident în viața lor, prezența Lui era fără echivoc în viața lui sau a ei și puteai să-ți dai seama că acolo este prezent Domnul. Dar vremurile au trecut și ceva undeva pe cale, ceva din experiența celor din Laodicea s-a întâmplat, așa încât ori din experiența lui Samson, așa încât o îndepărtare a produs starea de apatie, de letargie, starea aceea în care toți îți devină, numai eu sunt cel pe piedestal și numai eu sunt cel care am dreptate și eu sunt singurul pe care nimeni nu-l înțelege și eu sunt cel victimizat. În Apocalipsa Dumnezeu poruncește de atâtea ori, citiți cartea Apocalipsei,
primele 4-5 capitole mai ales. De atâtea ori Dumnezeu poruncește acolo, pocăiește-te, dacă nu te pocăiești, voi veni la tine și voi face cu tare sau voi face cu tare. Și Doamne, complicată și perifiantă trebuia să fie situația aceea. Mă tem că dacă Dumnezeu nu se îndură de noi ca să trimită o reală trezire spirituală, mulți dintre noi se vor afla sub incidența lui dacă nu te pocăiești. Urmează ce scrie acolo. Cineva a spus odată, prezența lui Dumnezeu este greu de definit, dar absența lui este ușor de recunoscut. Agrează, da? Prezența lui Dumnezeu este greu de definit, dar absența lui este ușor de detectat, de recunoscut. Nu-i așa că nu trebuie să stai până la sfârșitul serviciului într-o biserică să-ți dai seama dacă acolo se întâmplă ceva sau nu. Nu trebuie să stai până la amin ca să-ți dai seama dacă Duhul Domnului este prezent acolo sau nu. E ceva care îți spune, e ceva care spiritual îți comunică despre prezența sau absența Duhului lui Dumnezeu în acea biserică, în acea adunare. Nimeni nu trebuie să îți spună unde ești sau în ce stare te afli, pentru că tu însuți o realizezi. Ar trebui să ne rugăm, frați și surori, ca prezența lui Dumnezeu să fie atât de evidentă aici, încât ori de câte ori ne adunăm la oaltă, nu numai cei ce vin aici, să simtă și să se hrănească din prezența lui Dumnezeu, ci cei care trec pe stradă să simtă forța aceea magnetică care îi atrage irezistibil înăuntru. S-a întâmplat pe vremea lui Finei. Încât atunci când el predica înăuntru, se spune că bețivanii care treceau pe stradă erau atrași și făceau haz și bășcălie de agramatul care vorbea înăuntru. Dar erau atrași și mântuiți, pentru că puterea lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, era acolo și binecuvântarea lui îi însoțea pe toți. Întrebarea care se pune azi nu este dacă tu îl cunoști pe Domnul, ci dacă El te cunoaște pe tine. Mă tem că dacă Dumnezeu ar aduce foc peste lucrarea noastră, nu știu ce ar rămâne în urma flăcărilor, pentru că probabil acelor mai mulți nu-i mai mult decât paie, trestie sau fân. O, câte ar fi gata Dumnezeu să facă prin noi și cu noi atunci când în mod disperat l-am căutat și am dorit după El. Măcar ca David să spunem, precum cerbul dorește izvorul de apă, așa dorește și sufletul meu. Orele de rugăciune, timpul de părtășie, n-ar mai fi sarbăt, n-ar mai fi greoi, ar fi dulceața, cireașa de pe tort. Pentru că mă duc în prezența celui ce mă poate binecuvânta. Gândiți-vă ce a spus Domnul Iisus femeii cananence sau femeii cu scurgere de sânge, care în disperarea ei s-a atins de El. Sau ce a spus Domnul Iisus Hristos lui Bartimeu, a cărui singură șansă a fost și ultima lui șansă. O s-au găsit unii mai puțin disperați după Domnul Iisus, care au încercat să-L tempereze, dar El și mai tare striga, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine, ai milă de mine. Și Bartimeu și-a căpătat vederea
Este acesta și strigătul inimii tale în seară, în după-amiaza aceasta? Îl cauți și tu în acest fel pe Domnul? Nu vorbesc aici despre un account în bancă, nu vorbesc aici nici despre o mașină confortabilă și luxoasă. Vorbesc aici despre Dumnezeul Universului, în fața căruia vei sta, vom sta. Dumnezeul care vrea să vină în viața ta, să te binecuvinteze, să te hăruie cu bogăția harului său, îl cauți tu, îl dorești tu. Sau doar tot ceea ce știi este o formă religioasă, tradiție goală de conținut. Binecuvântarea sau blestemul, viața sau moartea, în mare parte și în mare măsură, depind de mine și depind de tine. Pot pleca fericit și binecuvântat ca Bartimeu din fața lui, din prezența lui, sau pot pleca precum am venit, același apatic, același blazat, depinde de fiecare de noi. Doamne, îndură-te și peste întâlnirea noastră, peste adunarea noastră, dă binecuvântarea ta în așa fel încât în noi, în fiecare moment, să se vadă chipul tău slăvit, binecuvântarea ta să fie prezentă și fără echivoc, așa încât toți să dorească după Domnul, după Domnul pe care eu îl servesc, după Domnul pe care eu îl slujesc, după Domnul pe care eu îl iubesc. Așa să se întâmple și astăzi în biserică și mâine la lucru, la școală sau oriunde veți fi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. A fost binecuvântarea noastră să fim împreună cu voi astăzi. Fiți binecuvântați de Domnul. Ne rugăm unii pentru alții și ne încurajăm unii pe alții și așteptăm harul Domnului peste lucrarea sa, peste bisericile noastre, lucrarea sa să prospere sub binecuvântarea mâinilor sale prin fiecare din noi. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul. Înțeleg că avem două cântări pregătite aici înainte de aminul final. Ultimele două cântări pe care și prima pe care vrem să o cântăm împreună este legătura exact cu ce fratele a vorbit. Stând pe promisiunile Domnului. Și vă invit să cântăm acest cântec împreună. Stând pe promisiunile lui Hristos, sunt deja să sune laudă frumos. Mărire înălțime cântă-i voios, stând pe promisiunile lui. Crezând, stau pe promisiunile Domnului meu. Crezând, eu stau pe promisiunile lui. Stând pe promisiunile lui Hristos, dragostea lui mă face să fiu voios. Stând pe promisiunile lui Hristos, dragostea lui mă face cântare, aș dori să invit pe grupul de la Nipo să stea în picioare, să ne ridicăm pe toți. Avem o cântare pe care
s-a atașat foarte mult de inimile noastre ca și biserică din Naples, cu o cântare foarte vioaie. Slavă în veci, Iisuse, slavă și mărire, și vă invit să cântăm cu toți împreună. Dacă o cunoașteți, este foarte ușoară, se prinde imediat. Haideți să cântăm împreună. Începem serviciul. La ora 5 începe repetiția, la ora 6 începe închinarea. Mulțumim
fraților de la Naples, mulțumim că ați fost cu noi în această zi, răsuflăm mai ușurați, că tot dădeam pe telefoane când veniți și mulțumim pentru această vizită. Dorim ca Domnul să vă binecuvinteze și a spus-o public, probabil că trebuie să ne gândim când plecăm la Naples și să fim cu dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze. Știm că ați vrea să începeți cât de repede lucrările și Domnul să vă ajute ca să puteți să vă bucurați curând în închinare într-o casă de rugăciune în care să nu mai fiți în proprietatea altuia, să fiți în proprietatea Domnului, dat în administrarea Bisericii Harul din Naples. Vă mulțumim din inimă, dorim ca Domnul să vă binecuvinteze și luați cu dumneavoastră salutul Bisericii Harul. Biserica Harul, vreți să spunem acest salut cu întreaga biserică? Haideți să spunem tare ca frații să-l audă și să îl ducă cu ei. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Amin. L-ați memorat? Așa este. Haideți să spunem cu toții. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fim tari în nădejde. Amin. Dacă ați fost atenți, frații ne-au salutat de dimineață și în mod surprinzător cu același verset. Biserica Harul din Naples au același salut, noi avem același salut. Domnul să ne ajute ca să îl împlinim în viața noastră, să fim plini de nădejde, de bucurie, plini de pace, de credință și să umblăm cu adevărat prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Amin. În încheiere, aș vrea să cântăm o cântare. E o cântare care sună așa, despărțire vremelnică, din colecția veche de cântări. Spuneam fratele că sunt unele cântări care noi chiar nu le știm, chiar nici ultima. Eu cred că personal o aud pentru prima dată. Alții au cântat cu dumneavoastră și eu am încercat. Vreau din această colecție de cântări să cântăm o cântare care se potrivește bine atunci când ne despărțim și așteptăm reîntâlnirea noastră. La numărul 314 este această frumoasă cântare. Vă invit cu întreaga biserică să ne ridicăm și să cântăm această cântare. Sfânt e legământul. Vom cânta strofa 1, 3 și 4. 1, 3 și 4. Sfânt e legământul care l-am încheiat cu prea iubitul nostru Iisus. E tare și pe viață. Dar să cântăm așa cu din inimă. Această întâlnire a noastră, dacă frații vor să mai petreacă un timp împreună, să mai schimbe o vorbă frumoasă, tinerii de asemenea, Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Fraților din Naples, le dorim un drum binecuvântat de Domnul spre casă, sub ocrotirea Lui, sub protecția Lui și Domnul să ne binecuvinteze pe toți și în săptămâna care ne stă înainte. Nu uităm, intrăm în o lună nouă cu ajutorul Domnului, luna februarie. Duminică vom avea sărbătoarea Cinei Domnului și tot duminică vom avea o colectă specială pentru aceste lucrări care ne-au rămas de făcut la Casa lui Dumnezeu. Îl invit pe fratele păstor, pe fratele Petrică să ne conducă în această rugăciune cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu.
mulțumim pe mijlocul preoților Tăi copii tuturor slava. Amin. Îți mulțumim, Doamne, căci avem promisiunile cuvântului Tău, da, care sunt da și amin, care ne sunt în fiecare pas. Mulțumim. Acum completăm din locul acesta, tu cunoști calea fiertării, asumțește-ne la de noastre, ajută-ne ca tot ce facem, Doamne, în activitatea noastră de zi cu zi, să putem, Doamne, trăi în așa fel ca să fim marcurii Tăi, amin, de alții tipul Tău, amin, amin, să te rugi perfect, dar harul Tău și Duhul Tău Sfânt ne poate ajuta la lumea noastră. Amin. Să cerească din Tată Cerești și să mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să ne păzească inimile și gândurile, în Hristos Iisus, Domnul Slavei. Amin. Amin.